În comuna Săcălășeni recent a fost finalizat proiectul de realizare al drumului Sătescu 1, la care au mai rămas de montat indicatoarele de circulație și de făcut marcajele rutiere. Edilul Emilian Pop a afirmat însă pentru Teleplus Maramureș că acestea cel mai probabil se vor face abia după ce vor fi încheiate și lucrările la drumul Sătesc 2 și la drumul Sătesc 3. S-a început lucrările la drumul Sătesc 2, cum spunem noi, și sigur drumul Sătesc 3 sperăm ca să vină imediat ce DS2 va fi finalizat. Adică sperăm noi că în acest an să mai începem și DS3-ul, care înseamnă undeva la 6 km de modernizare, drumuri cu rigole, podețe în comuna Săcălășeni, în toate cele trei sate. Proiectele legate de drumuri au fost foarte importante pentru administrația locală, de aceea sume consistente de bani au fost investite pentru realizarea sau reabilitarea lor. Finalizând aceste trei proiecte, practic am ajungem undeva la peste 90%, 95% chiar din rețeaua de drumuri din Intravilan, modernizate, asfaltate, în condiții acceptabile de funcționare pentru vremurile în care trăim. Drumul Sătesc 3 ar putea fi realizat în numai câteva luni.